Mi s-au cerut și parfumuri de ieșit la întâlnire mai de buget. Așa că Salvatore Ferragamo Uomo, cu care vei mirosi cam a tiramisu, o cafea dulce și foarte atrăgătoare. Parfumerii Privé Zara Y este o clonă de Yves Saint Laurent Y. Ușor dulceag, suficient cât să atragă atenția și să fie mai mult decât un miros de gel de duș. Marhaba Amberwood. Este inspirat din Killian Amberwood și se concentrează mult pe mirosul dulce și seducător de ambră. Emir Fire Your Desire. S-a uitat spre Killian Angel's Share, așa că este tot un miros plăcut ca de plăcintă cu mere, dar mai sexy. Emir Trillium este explozie de prospețime fructată. Un parfum ușor elegant, fructat, răcoritor și atât de atrăgător. Marhaba Contagious își găsește inspirația în Killian Intoxicated, ceea ce înseamnă cafea scorțișoară, o dulceață seducătoare și totuși o oarecare efervescență. Are un echilibru interesant pe care cred că ar trebui să-l încerci. Și Pandora Scents Heros, care este o clonă de parfum de Marley Herod. Deci tutun, vanilie, mister, dulceață, ceva, eleganță și un miros destul de original și în mod sigur atrăgător.